Urlă copilul, nu? Tatăl lui Bogdan, nu sunteți cumva al patru labe? Nu, cam artroză. Baghera cu artroză. Și acțiune, Toni. Păi vreau să te rog să-mi răspunde și mie, scuze, de la baie, că mi s-a înțepenit vece, mi s-a înfundat. Păi vreau să te rog să... Păi... Vreau să-mi rog să... Stai, cum este în general? Hai, și acțiune. Vreau, pe mine, eu... Păi vreau să te rog să-mi răspunde și mie canalizarea la baie, că mi s-a înfundat veceul, nu știu de ce. Bă, tâmpitule, ăla nu este șarpe de instalator. Ăla-le... Domnilor și domnilor, sunt... Sunt... Ești! Sunt... Sunt, vă toți, mă! Domnilor și domnilor, bine ați venit la politica șușa noastră, cea de toate zilele. Sunt Adrian Împănescu și am să vă prezint invitații mei de astă seară, pentru că vom aborda un subiect extrem de delicat, artiștii în politică sau nu? Nu? Maestre, cum aș putea să formulez eu la ce a zis noastră întrebarea mea? La ce a zis dumneavoastră, cred că aș putea să sar peste replică. Și nu numai asta. S-a auzit mai întâi, doamnele Elena, de ce ai intrat în politică? Dar ce ai fi vrut, dragă, să o las pe ea să intre în mine? Sunt o femeie cu inia ții. Tu, tu, tu. Ce acțiune? Go, Băi, Adriane, ne-am ețit cu asta, te rog. Mai lent. I'm just a gigolo, sunt sexy, sunt mișto. Atenție, stimați telespectatori. Atenție și dumneavoastră la fel. Artiști, aieri, femei ciudați, ciolanul-i scos din pungă. Și toți se agită disperați la el ca să ajungă. Toți vor să-și facă vile. Nu irosiți mai votul. Nu văd. Sunt prost, sunt prost. Vă rog, votați. Votați-mă, sunt prost, votați-mă.